s-ar perception la dracu să-ți fie. Stați, oameni buni, stați. Pot să le depistez eu că am perception. Doi pași, explodează mina în noi. A explodat în tine, mă, cu grabă. Mamă, ce urta sunat asta, a explodat în mine, da, clar. Hai, du-te în față, o, tu mare explorator de mine. Deci ăsta, frate, deci chestia asta de aici trebuie să o pui la intro, așa. Primele câteva secunde din clip trebuie să fie chestia asta. Stai că eu am perception, depistez. Poc. E un început foarte promițător. Hai, mă, ce faci, mergi? Nu. Depistezi și tu ceva? Îmi place că unde mergem noi merge și ploaia. Ne udăm des. Trebuie să-mi schimb hainele. Uite, de Madora s-au lipit deja. Bravo. Mamă, deci. Dar nu înțeleg de ce nu le depistez. Că aparent nu ești la fel de perceptiv cât... Perspicaci. Pai crezut. Nu înțeleg de ce nu. Da, ăsta cât are? Ăsta are 6. Ăsta are mai puțin decât mie. Ia tu cât ai. Perception. Nu știu, unde e perception? Ia să vedem. Atribute, unde să fie? Perception 6. Deci tu ești cel mai perceptiv. Uite orcii. Orc warrior level 6. Băi, putem face pe ăștia? Da, mă, da, peste și noi tot 6. Level 6. Am înțeles, este echivalentus. Îmi place că dai ploaie, tu dai ploaie practic ca să nu ne mai luăm, da, burn damage dacă explodează una de aia, nu? Exact. Îmi place. Ești perspicat la faza asta. Ia ce fa... Mamă, ce fireball bun o să le dau acolo. Dacă sunt în apă, așa că nu e prea folositor fireball. Puteai să le dai tu cu lei. Da, dar ia pe toți, gen. Nu, o să dau cu electricitate. Dă cu electricitate. Eu dau un fireball ca să... Aaa, să iau... Dă în ăla. Vezi că e un ulei acolo, mai sus. Aha. Cu doi cu ulei. Da, îl văd, dar încerc să văd dacă nimeresc. Ok. Hai. Deci. Hai că-i prin 3 dintre ei. Hocus pocus preparatus oilus magicus. Hai, ia uite. Deja l-am omorât pe unul. L-am incinerat și tu ziceai, no, că nu le faci nimic, mă. Hai, enter. Ah, ce-mi place când incinerez lucruri. Sunt un piroman. Dar orice ăștia de ce sunt răi? De ce nu sunt ca Oggy Woggy? Pentru că... Pitong. Uite, mai e unul în spate. Ana, e light shaman, bă, ești nebun. E un elite shaman în spate care-i vindecă. Bă, la trebuie să-l căsăpim. Bă, da, stăm și noi aliniați toți așa în linie, mai murit unul. Îi dau un knockdown-ul ăsta? De ce vrei tu? Battering ram. Aia e, hammer time. Mai, nu, nu mai poate să-l pleznească, gata, asta a fost acțiunea. Lumadora a făcut mult. A făcut destul. Uite, mă, ce pașnic doarme el aici la picioarele noastre așa. L-a luat somnul. Băi, eu aș face câțiva pași în spate. Sau de fapt, de zice... Că mi-era să ne lovești pe noi dacă dau unul ăsta, dar hai că vedem. Nu ne lovești pe noi. Pac, 50. Și tot o să fac 2 pași în spate, gata. Hai, 2 pași în față, 2 pași în spate. Așa, așa. Așa îmi place mie. Așa ne place nouă. Gata. Mamă, da, cred că ne-a electrocutat și pe noi. Da, pe minionii noștri, mai exact. Ești deștept foc. Ia-te-l pe Iahan ce dansează. Uite-te, mă, la el. Am văzut. Sexy time. Drăguț, hai, drăguț. Da, stai că mă gândesc cu ce să le dau. Uite, dau un poison dart în ăsta. Pac, l-am omorât. Băi, ce bine bun că l-ai giftuit și pe Iahan. Bă, acum dansează și ești doamne, deci cum arată să mor eu. Pe giftul, dar pot să-l vindec eu, ia uite. Ia vinde-l. Vinde-l, vindecă-l, pardon, nu vinde-l. Nu apreciem sclavia, sclavismul. Voiam să zic să-l vindec. Bine că ți-ai luat tu poison damage. Dă, vindecă-mă și pe mine de-o travă. Dar de ce a intrat prin mâzgaia? Nu știu, dar și Iahan a intrat prin mâzgaia și Madora nu știu de ce stătea... Nu a intrat prin mâzgaia, era în mâzgaia când ai tras tu cu o travă. Madora nu știu de ce stătea așa. A, mai e un d-ăsta, mă! Da, logic, te-ai prins. Nu mai ții minte? Nu, nu mai ține minte. Este șamanul elit. Hai. Nu ajung până la el să trag, ia, trebuie să mai mă... Și? Îmi ajunge de un... Îmi ajunge de un magic missile! Cât? I use magic missile! Oh my god!
I cast magic missile. Iahane, ce ai mâncat, tati, și ori mai nu ți-a prit deloc. Acum aici că e orc ăsta. Și are niște cizme mov, frate. Deci el e verde tot și cu cizme, cizmuțe mov. E atât de radioactiv. Și atât de ok cu partea lui feminină. Ha, ce-a dat? Am crezut că a dat fireball. Nu sunt mov, mă, sunt maro. E, sunt maro. Lab. Uite, au... Hai, Madora, de fugi, fă și tu ceva. Fii folositoare. N-a fost folositoare. A, până acolo nu bat, dar o să uite încerc. Ce navă! Vreau să mergem cu nava asta. Ia uite ce navă! Stai, navă orchească. Da, o vreau eu pe nava asta. O să o fac nava mea proprie și personală. Ia să vedem, facem, trimitem un fluturaj din foc. Du-te, Gigel, du-te! L-am omorât, ai văzut? S-a dus. Ești tare, cum. Dă și tu cu ploaie. Da. Fă să ploaie. Fire arrow ăla ți-l las ție, îmi iau un healing potion. Fire resist. Ia uite, medium fire resist potion. Unidentified robe. Am intrat prin apă, ce, foc, băgameaș. Ai luat tot prin foc, ca nubu. Că ți-ai să dai cu asta. Vezi că sunt scumpe scorurile alea. Dă-mă, vindecă-mă. Te rog frumos. Te rog frumos. Și las, vreau să iau roba aia. Așa. S-ar putea să fie o robă bună pentru mine. A, ce? A luat-o Madora, mă? Bă, Madora, bă, mă stresez. N-a luat-o, mă, e bucă pe jos. A, sunt chiar eu, nu mă băgam seama. Și pe orice ăștia, de ce i-am omorât? For fun and profit, ca să zic. Am înțeles, ok. Am crezut că aveam și noi un... Mai sunt niște quest-uri aici, la un moment dat. Un scop. O tom, o roșie și multe. Bă, uite aici. În cutia asta, a doua sunt trei de astea arrows. Ți-lei. Poison, poison resistance. Deci astăzi suntem mercenari, au omorât pe ăștia. Mai sunt capcane. Ammunition chest, încă câteva de astea pentru tine. Uite, trap disarm kit. Vino și ia chestul ăsta, tot pentru tine sunt. Ce-mi dai tu healing? Super drăguț. Uite încă urme de orci. Salvează, stai așa, salvează. Salvez, quick save, F5. Ia să vedem unde suntem pe hartă noi în minutul ăsta. Ah, suntem bine. În colțul din stânga jos. Mamă, dar da. Cât mai avem de explorat pe hartă. Da. Uite, un munte ascuns, Hidden Mound. Și Hidden Mound. Avem o grămadă de explorat. A, erau din... erau că din două vin părți. Vin imediat înapoi, vin imediat. Ok. Până vii tu, eu explorez. Trebuie să mă opresc aici, că sunt orcii și dacă mă prind fără dan, ăla sunt. Ai fost odată și tu un mare războinic. Stai pe cruce acum, aici. Aici zace marele legionar. Pe numele său. Uite ce iar, ia să vedem ce putem să ne echipăm noi. Am o ciupercă. Nu ne echipăm cu ciuperca. Asta îl dăm lui Madora. Madora, zic dacă e mai bun decât ce are ea. 44 cu 110, 33 cu 83. 20 chance to stun, în schimb ăsta nu are 20 chance to stun, are mai mult damage. Așa. Bă, să-i las un two-handed axe cu 33-83, dar 20% chance to stun? Da. Sau un two-handed battle axe cu 44-110, dar fără? Ha? Ăla cu stun e mai bun. Bine. Hai, ne batem cu ăștia de aici de sus? Da. Hai să-l dăm. Pam! Orc, fight! Vezi opa! Că e, no, e rău. Bă, ești nebun? Grulbarg the fearsome! Ia uite, aras și... Ai, ai, ai! A durut, Dane! M-a durut! M-a prăjit la funduleț! Te-ai opărit? M-am opărit, da! E cald afară, suntem la plajă și s-a simțit. E bine dacă te-ai simțit. M-am simțit. Dacă azi nu mi-am pus scutecele. Scutecele.
Băi, e un butoi cu apă acolo, nu mă ajută. Nu. Poți să chemi și tu elementarul. Stai că vreau să dau un fireball, dar să văd cum centrez. Aș centra, dacă poți să centrez cumva să prind 3, ar fi superb. Și cred că... nu pot. Da, o să chem elementalul momentan. Haide! Bam! E un elemental pe care îl cheamă Icicles, frate. Da, am observat ce cheamă. Deci, până și magul meu este ironic. Are un simț al umorului, magul meu. Ia uite mă, un orc șaman. Uite-te la el ce mic, ce verde, cum aleargă. Da, dar ai văzut ce ți-a făcut? A. Ce mi-a făcut? Uite-te mai cu atenție. Ah, shit! Mamă, frate, cum a dat în apă cu stun. Da, da, ne-am apropiat de unde trebuie. Trebuia să o luăm prin dreapta. Era da. Mai era tactic. Mai uscat. Da, era mai bun din punct de vedere tactic. Eu de aici nu prea am ce să fac decât să vă dau heal. Nu, că nu ajung. A, nu vrei să intri în apă, să te... Dacă electrocutești zici, tu. Dacă îmi zici tu care este rostul... Să dansezi și tu puțin. Știi care e partea? I'm a scat, man! Chubidibibibamparampam. Pamparampam. Care e treaba? Că nici ea nu o să intre în apă. Da? Da. Deci pot să-i țin să le dau cu de-astea de la depărtare, cu maj. Dar mi-l omoară pe Icicles. Icicles n-are ce să facă că este electrocutat. Da. L-a băgat în apă. Păi și nu pot să-i dau enturn sau ceva? Ce enturn? Sunt eu. Tu când ești, am crezut că e el în buii mei. Nu știam, poți să dai ulei. Deci am, da, nu pot să trag o dată cu săgeata. 12% șansă să numeresc. Asta-i. Sau puneai ulei. A, dar acum sunt uzi toți. Iară, mă! Doamne, cât dă ăla cu... pe energie electrică. Cu energie electrică? Ăștia sunt de la Enel. Da, mă, se mba piciorul. Radetul. Am dat și eu cu energie electrică în el, ai văzut? Ia uite. Super! Am electrocutat. Felicitări! Este și ud și electrocutat acum. Și o să-l și îngheți pe ăla. Și eu nu am ce să fac, mă uit doar la... am ratat. Hai de capul meu, cât de ineficient ai fost. Bine că măcar am avut elementalul ăla să absoarbă lovituri, săracul. Da. A fost și el bun de ceva. Bă, de ce sunt eu în prima linie? Ai luat-o înainte, ca nu. I'm a fucking glass cannon. Shaikan the Dark is poisoned. Mulțumesc. Nu-mi dădeam seama după culoarea aia verde, doamne. Fosforescentă. I-am luat pe toți, pac. Bă, ce boss ești tu, dacă aș putea și o să fac ceva, ce bine ar fi. Ar fi bine, nu? Dacă nu aș fi stun... Chiar poți să faci ceva tura asta. Da. Când îmi trece stun-ul și mie, o să pot să fac ceva. Ți-a trecut, omule. Păi știu, dar nu mi-a venit tura încă. Ce nu înțelegi? Bă, da, mi se pare mie sau... sunt foarte mulți. Nu sunt chiar atât de mulți, sunt vreo 6. Gata, mă duc spre ei. Ușor că nu o duce chiar așa. M-a omor pe ăla. Ah, ok. Bravo, și-am dat și level up mai puțin Madora. Eu n-am dat level up. Ah, ba nu, Madora n-a dat level up, da, eu am dat level up. Yes! Level up! Știi că te poți face... poți lua păr, că ții zombie. Aha. Da? Da, ia-ți zombie, serios. Deci chiar vrei să ne facem zombie? Ce? Chiar vrei să ne facem zombie? Da, mă, pentru că este foarte folositor. Bine, frate, ne facem the fucking undead, dar nu o să ne trateze lumea altfel dacă suntem undead? Nu, nu suntem undead. Dar tu ție acum, în minutul ăsta? Da, în minutul ăsta mi-am pus punct în zombie. Nu era mai bine să terminăm? Care și care e? Stai să vedem unde sunt. Păi diferența e gogule. Pune acum la perk, la perks acolo. La talents, adică. Talents, nu știu cum zici. În zombie. Bine, mă. Și acum mâzga aia pe care stai tu te va vindeca. Păi da, dar acum healing-ul tău va fi ineficient. Va fi chiar dăunător, dar mâzga va fi bună. Hai. Păi și deci eu nu o să mai o pot vindeca niciodată decât în mâzgă? Da, doar cu mâzgă. Crede-mă că e bine, e ok. Deci okay. Am terminat jocul cu chestia asta, e foarte eficient. Bine, mă, gata, hai, v-am făcut zombie. Și acum dacă te miști un pic, acolo prin mâzgă aia o să te vindeci. Am făcut, i-am trimis un flutură de foc aluia, mare. Da. Hai, dar acum sunt în foc. Băgameaș. Acum nu mai e mâzgă, nu? Nu. O să ies din foc. Încerc să ies din foc. Shit. Superb.
Și acum, eu am healing-ul tău pe mine și o să-mi dea damage și ăla. Da. Da, ne băgam și piciorul, de ce dracu te ascult? Vezi că ești aproape la full HP, ce tot te... Trebuia să-mi bag perk în altceva. Mama, am 414 HP, ce șmecher. Tu cât ai? Mai puțin. Păi de ce ai mai puțin? Eu sunt vrăjitor, what the fuck, ai mai puțin ca un vrăjitor? Dar nu contează ce clasă ai aici, contează atributele. Am înțeles, am crezut că contează și clasa puțin, așa mi se părea logic. Nu contează absolut deloc. Pentru că poți să-ți pui puncte în ce skill-uri vrei tu. Madora e stun, n-are ce să facă cine tu ești, nu? Da. Fac, am ratat, gata. E, ai fost foarte eficient în lupta asta. Să nu uiți să o faci pe Madora, zombie. Aha. Și pe ea vrei să o fac zombie? Păi pe toată lumea, logic. Mamă, ne face un part. Păi și de ce mai ai healing atunci? Ce o să mai faci cu el? Păi nu o să mai fac nimica. Sau o să pot să vindec NPC-uri. Care nu sunt zombie, uite. Atunci măcar nu mai investi în healing. Păi nu e vorba de investit în healing. Pot să investesc în water magic pentru că are și alte vrăji. Asta e puțin și poțiunile de viață nu o să mai mă ajute, nu? Nu! Nu te mai ajută. Doamne, deci te-am ascultat. Nu vreau să fiu zombie în jocul ăsta. Presim că... E OP percul ăsta. Presim că o să murim mult. Nu o să murim deloc, o să murim mult mai puțin. Hai să fac și pasta zombie, da, ți-am zis. Cred că o să murim mult. Nu e adevărat, ți-am spus că... Dar eu vreau să fiu anaconda sau gorila. A, e gherilă. Am crezut că e gorilă. Uite, demon, vreau să fiu demon. Poți fiu demon? Dacă sunt demon, mă vinde cu foc? Nu știu. Pac, i-am dat cu o trăvă orcului ăla mic. Young orc. Young orc, mai un tânăr orc o să moară. N-am, mă, ce l-ai spulberat, n-am înțeles nimic, băiatul. L-am transformat în praf, în cenușă, de fapt. Da. N-a fost tânăr pentru prea multă vreme. A fost mai neliniștit decât tânăr. Ia, și pasta, ai făcut-o? Ce? Da. Pasta. Bravo. Perfect. Am făcut-o. Așa, și îl băgăm pe ăsta în pământ. Pac! Bravo. L-am făcut una cu asfaltul. Îmi place de Madora, este eficientă. Ea măcar face treabă pentru echipa asta. Am chemat un păienjenel. Adevărul că ne trebuia acum păienjenelul. Bă, e nașpa în schimb că Fireball-ul are foarte mare timp de respawn. Da. Pentru că este foarte bun de aia. Da. Până și pe ăsta, Firefly-ul care l-am dat eu mai devreme. Da, până acum doar Yahan a făcut treaba. Ce vorbești, mă? Eu l-am dat la aia o grămadă. Ia, contează cine dă lovitura de grație. Am ghițit și Madora câteva lovituri, dar a dat și ea. Mai poți să mă lovești o dată? Nu mai poate, gata. A obosit. Cât să mai ridice și ea toporul ăla? Ia uite cât damage face. Că-l hit, bă, ești nebun. Bine, mă, pe Yanje, mă. One shot, mamă, ce-i pe jos. Kill. One shot, one kill. Știi că e una în Hearthstone care zice așa. Ei, da, pentru că asta zicea... Work Art, ăsta, Nighter Farcelul din Work Art 3. Ah, mai e ăla pe jos, nu știam de ce nu pot să lutez. Repede după lutat. Păi da, nu vezi, m-am și mișcat în direcția aia. Ce vrei, mă, sunt calic, na. Du-te și dă-i. Dă-i cât e jos. Ia uite ce ia. I-a dat cât a fost jos. A avut avantaj. E... direcția care trebuie, știi? Adică ridici toporul deasupra capului și dai în jos. A venit cu viteză toporul. Păi gata, nu? Da. Lasă la neidentificat, mai bine mi-l lași mie, că tu nu ai identify, nu? Da. Uh-huh. Cred că ai luat una din ele, da. Da, ia, ține, da. Magical armor, potion, ce mai au healing-uri. Doar așa, ca să mă aflu în treabă. Shocking touch, skillbook. Upa, asta e bun, asta e pentru mine. Da. Identifică și tu alea ca să... Imediat. Astea poți să le vindeci. Să le vând, adică. Să le vindec. Să le vindec, da. O să vreau să vindec o poțiune. Așa, Wizard Sarong, Intelligence plus 1, Bodybuilding plus 1. Cred că o să o port pe asta. Bine. Dă-mi și mie alea, Leather Armor. Imediat.
Stai că mai am una cu fire resist și water resist plus 15. Le trimit, vezi că o să-i trimit lui Yahan, vezi care e mai bună pentru el. Mamă, defensive leather armor of speed, asta de ce e portocalie? E ceva super șmecher. Da. Ți-o trimit. E bună. Cred că e mai bună decât... Trebuie să spun că într-o să mai trimit pasta verde, că nu e la fel de bună. Nu. Dar trimite-mi ca să compar. De te ce repede și tu, să faci bani, adică. Poate pe poartă Yahan? A, da, nu poate. Eu îi trimit itemele lui Yahan, mi le las să le vând eu dacă îi tot trimit iteme, bă. Mai fi țigan. Ce să-i dau? Ți-am dat înapoi ăla, mă, și îți dau și aia vechea mea. Auzi, lasă aia vechea ta, ascultă-mă aici, ce vrea Yahan? Fire resistance plus 15, water resistance plus 15, cu armor rating 14. Nu te pe ambele ca să le compar mai ușor. Bine, uite și uite. Gata. Mi le-am trimis. Sarong nu avea, deci, poartă și... Sunt mult mai bune obiectele astea, ambele. Păi alege unul, că nu poate să le poarte pe amândouă, gen. Nu, că unul este sarong și alta e robă. Poate și să le poarte pe ambele. Sarong unde naiba se pune? Dă-și tu dublu click. Aaa, dă-le înapoi că eu nu am, shit. Ah. Eu am crezut că sunt aceeași chestie, ia dă-le înapoi. Mi l-ai trimis? Nu, mă. Trimite-le acum. Da, mă, eu n-am văzut. Ce vrei? Am în două care ți-am trimis, dă-le înapoi. Ia. Yeah. Așa, tati, păi eu aveam o robă... Aveam e mai bun Constitution plus 1 sau e mai bun Fire Resistance 15 și Water Resistance 15? Constitution. Plus 1 e mai bună? Da. Decât rezisturile alea? Dă foarte multă viață. Bine. Da, deci atunci nu m-a ajutat. E mai bună aia mea. Gata, l-am trimis înapoi. Asta zic și eu. Ca să poată să le ajute. Deci am intrat în poison, nici mi-am luat viață. A, și mut-o și mișcă și pe Madora în poison. Ia, du-te în poison. Limbo prin o travă pe acolo, ca să se vindece, că nu pot să dau pe ea, că are un bug. Doamne, ce de căcat e faza asta. E adevărat. Nu știu, mi se pare așa. Hai, salvează frumos. Păi și cred că ne oprim aici. Da. Și continuăm data viitoare. Salutare, națiune! Salutare!